Accident grav în această dimineață în județul Buzău. Un microbuz în care se aflau trei călători s-a ciocnit cu un autoturism la ieșirea din localitatea Poșta Câlnău pe drumul european 85. În urma impactului, 5 persoane, 2 călători și șoferul microbuzului, dar și șoferul autoturismului și un pasager, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Din primele cercetări ale polițiștilor, de vină ar fi șoferul microbuzului, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed. El a pierdut controlul volanului, a derapat, a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism care circula dinspre Buzău spre Vrancea.